veți candida într-un partid, într-un bloc? Cum veți face? Mâine o să fac conferință de presă, o să declar partidul cu care merg în... Un partid? Da, un partid. Nu, dar oricum să ajungem la bloc. Acum suntem în discuție cu al doilea partid, deoarece am rămas fără partidul care am încercat să-l înregistrez. Prima, varianta a doua. Deci este un partid care mâine o să fie o surpriză. Va fi un bloc, am văzut tot în presă, va fi un bloc care vă va purta numele. Da, sigur. Blocul Renato Usatăi. Da, foarte corect. Ca lumea să știe să nu... Da, că este foarte puțin timp până în alegeri și o să fie greu de legat denumirea la un partid nou, de Renato Usatăi, mai ales... Da, aveți un partid care vă este mai aproape din cele existente pe scena politică? Da, sigur. Care este? Dar credeți-mă că nu este unul din cele care dumneavoastră le cunoașteți. A, posibil, pentru că ele sunt foarte multe. Da, sunt foarte multe, deci mâine o să fie o surpriză. Va fi un partid necunoscut. Da, un partid necunoscut. Împreună cu care veți merge, da, sigur, la alege. Da. Și dacă ajungeți în Parlament, care partide vă sunt mai apropiate? Pentru că ați văzut sondajele, lucrurile nu se vor schimba în mod radical. Vom avea cam aceiași actori politici, cel puțin, da, așa arată sondajele. Care dintre actorii politici prezenți în actualul Parlament? Sigur nu o să fac niciodată coaliție cu Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat. Nu știu, cu Partidul Liberal eu cred că o să fim în veșnică opoziție, deoarece suntem absolut contra cu poziția, cu limba, cu... Așa, dumneavoastră vorbiți limba? Da, eu... Acum în ce limba vorbim? Eu de mic copil, de când m-am născut, de la părinți, de la bunei, am aflat că sunt moldovean. Așa. Și vorbesc limba moldovenească. Că sunteți moldovean, nimeni nu neagă, dar limba pe care o vorbiți, da, e moldovenească? Moldovenească, da. Eu spun că e limba moldovenească, dumneavoastră dați întrebări în român, eu vor... Și asta sunt și ne înțelegem. Multe... Da, și ne înțelegem. Cu Dodon, vă puteți, da, înțelege? Cu... Cu Partidul Comuniștilor, vă veți putea înțelege? Sunt unele probleme acolo cu Vladimir Nicolae, dar Vladimir Nicolae a spus foarte bine și mai puțin ați vorbească povești. Pur și simplu știu ce discut el despre mine, mai ales ultimele două luni. Știți cum? Ia că dumneavoastră m-a întrebat... Adică vă vedeți alături de ei într-un final, pentru că... Da, pot ați putea să faceți-o. Da, ar putea să discut, numai că sunt prea multe momente.